Angajații de la Alro-Slatina își strigă și ei disperarea în stradă, doamnelor și domnilor. Sindicaliștii din industria aluminiului vor protesta la fereastra Ministerului Energiei, dar și în fața guvernului. Oamenii sunt disperați și susțin că vor rămâne fără locuri de muncă. Mergem și noi la colega Mădălina Ignati, este alături de protestatari. Bună ziua, Mădălina, spune-ne, te rog, ce spun oamenii și, într-adevăr, situația este una dramatică pentru că sunt sute de familii care ar putea să rămână, iată, fără locuri de muncă. Domnul Iotsu Cristian, președinte cartel Alpha Old. Domnule Cristian, spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă în momentul de față? Vedem că oamenii sunt nemulțumiți. Care sunt revendicările dumneavoastră? Înainte de a vă enumera câteva din revendicări, vreau să precizez faptul că ceea ce vedem astăzi este vârful icebergului, este practic rezultatul liberalizării prețurilor la energia, atât electrică cât și a gazelor, ceea ce înseamnă că astăzi asistăm la practic închiderea economiei sau a ceea ce a mai rămas din economia și industria românească și practic limiterea minimului de oameni ai muncii care au mai rămas în această țară către vest, la cules de căpșuni. În situația dată, doar intervenția guvernului de plafonare a prețurilor la energie, și noi am cerut plafonarea prețurilor la energie la valoarea din decembrie 2020, pentru a se putea continua practic și a se desfășura activitatea în acest sector al economiei cu privire la metalurgia neferoasă. În speța de față, noi discutăm despre Alro, un colos și un mare consumator de energie în piața românească. Noi, practic, Alro are un consum de 10% din consumul național. Noi producem aluminiu pentru tot ce înseamnă industria aeronautică, industria automobilistică, cabluri, țevi, și are un impact major cu privire la tot ce înseamnă input-uri și output-uri pe acest flux. Vă rog, câte persoane sunt, ar putea să intre în șomaj tehnic? Cu privire la Alro, doar 400 de persoane în primă fază, pentru că deja s-a închis o hală din 5, urmează a fi închise 3 hale din 5, adică reducerea activității cu 60%, un total de 1200 de persoane. În schimb, efectele cu privire la celelalte, sau la beneficiarii aluminiului românesc, ajung undeva la 35.000-40.000 de angajați strict, care vă dați seama că aduc bani în familiile lor. Și cu privire la acest aspect, atrag atenția că trimiterea practic în șomaj nu înseamnă și reîntoarcerea lor în activitate. Mulțumesc tare mult! Ați văzut așadar care sunt motivele pentru care oamenii protestează aici. Un protest care va fi până astăzi la ora 13 și spun reprezentanții că vor protesta și în zilele următoare, până când vor reuși să stea de vorbă cu Ministrul Energiei și vor primi și vești bune, speră ei. Iar situația este una absolut dramatică. Mulțumesc, Mădălina, pentru această transmisiune. O să revenim cu siguranță la tine și iată toate acestea din cauza scumpirilor uriașe din energie. Practic, mulți oameni, mii de oameni, ar putea să rămână fără loc de muncă. La Slatina, după închiderea combinatului, familiile celor peste 1300 de angajați dați afară trăiesc așadar o adevărată dramă. Se întreabă evident cu ce vor plăti facturile sau, și mai grav, cu ce vor trăi de pe o zi pe alta. Cristina Ștefan este și ea acolo și vine cu mai multe informații. Bună ziua, Cristina!
Bună ziua, Berta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ne aflăm chiar în una dintre cele 5 hale ale fabricii de aluminiu. În această fabrică, să știți că a fost încetată activitatea, iar de mâine va avea lacătul pe ușă. Ce se va întâmpla cu cei aproximativ 100 de angajați care veneau zilnic în această hală să lucreze? Aflăm de la domnul director Marian Cilian, directorul operațional. Bună ziua și mulțumim tare mult. Ce soluții ați găsit, domnul director, pentru cei aproximativ 100 de angajați? Bună ziua! Soluția este de relocare în celelalte capacități. Pe măsură ce se vor opri și din celelalte, soluțiile devin din ce în ce mai puține. Așa cum a promis Consiliul de Administrație, nu se vor da oameni afară în primă fază, pentru că așa am promis, așa vom face, dar pe viitor nu se știe. Din păcate, așa cum am vorbit și acum 10 zile, hala asta se va închide mâine dimineață la ora 8, ultimele 40 de cuve se vor opri și va urma programul în continuare pentru celelalte două hale care sunt în plan să se oprească. Vă mulțumim tare mult! Haideți să vorbim cu oamenii care lucrează aici de peste 20 de ani. Bună ziua! De câți ani ne spuneați că lucrați aici? 16 ani. Ce veți face dacă nu o să mai reușiți să lucrați aici? Sincer, va fi foarte greu pentru familiile noastre, în primul rând cei de acasă și cei care am muncit aici zi de zi, cot la cot cu ei, va fi foarte greu. Pentru întreținerea familiilor, facturile uriașe, enorme, gaze, curent și nu mai punem starea și liniștea sufletească ce ne-a făcut nouă de sărbători. Că nici sărbători n-au fost, acestea nu se mai pot spune absolut nimic. Deci noi n-am avut sărbători. Ba să închide, ba nu să închide. Noi ne-am săturat de minciuni. Vrem și noi negru pe alb ceva scris și reglementat. Să știm și noi și familiile noastre, să stăm și noi conștienți că trebuie să muncim în continuare. Așa cum părinții noștri au ieșit la pensie, așa vrem să ieșim și noi de aici la pensie, curați. Și să ne gândim bine. Și să știți, doamnelor și domnilor, că și oprirea este grea, dar și demararea este grea. Și întreținerea acestor cuptoare foarte grea, pentru că ne-am mâncat aici jumătate în viață, poate unii toată viața. O singură întrebare mai am. Ce soluții aveți? Că știm că aveți mai mulți copii pe care îi întrețineți. Ce soluții aveți dumneavoastră dacă nu o să mai reușiți să aveți acest loc de muncă? Soluțiile sunt zero pentru noi deocamdată. Nu știm încotro o să apucăm. Cel mai corect și cel mai cinstit ar fi ca guvernul să se implice și să aibă grijă de tot ce ține de dânsii. Vă mulțumim tare mult! Sunt foarte mulți angajați aici, să știți, care lucrează de peste 20 de ani și așteaptă o soluție din partea autorităților.